Salutare, bine ați venit la Tei România, eu sunt Alex. Aproape toată lumea a auzit de cel puțin o dată în viață despre Mortal Kombat. Fie că ați jucat jocurile sau ați văzut unul dintre filmele apărute în anii 90. Astăzi o să vorbim despre ce este Mortal Kombat și ce trebuie să știți despre această franciză, ce continuă de câteva decenii, ba chiar fiind relevant și în ziua de astăzi. Lumea din Mortal Kombat este împărțită în mai multe tărâmuri, numite în engleză Realms, și fiecare tărâm are un timeline diferit, uneori situate într-o dimensiune diferită, dar asta este cu totul o altă poveste. Dintre toate tărâmurile, patru sunt mai importante, primul fiind Earth Realm, un tărâm similar cu planeta Pământ. Aici găsim pe unii eroi, cum ar fi Liu Kang, Sonya Blade, Jax și protectorul tunetului, Raiden. Al doilea tărâm important este Nether Realm, un tărâm vicios plin de atrocități, similar cu iadul, unde sufletele din Mortal Kombat sunt trimise și sunt torturate. De aici provine Quan Chi sau Noob Saibot. Edenia este un tărâm magic și frumos, ce a fost cucerit de ultimul tărâm din această listă, numit Outworld, un tărâm dezolat condus de către Shao Kahn. Acest tărâm încearcă să cucerească cât mai multe locuri, până când zeii cei bătrâni sau The Elder Gods au creat Mortal Kombat, un turneu unde aceste tărâmuri se vor lupta între ele. Iar tărâmul invadat trebuie să fie învins de 10 ori înainte de a fi cucerit, acest turneu având loc pentru a determina soarta fiecărui tărâm. Edenia a fost învinsă de către Outworld de 10 ori, făcând ca acest tărâm să fuzioneze cu Outworld. Regina din Edenia, Sindel, ajunge să fie căsătorită cu Shao Kahn, dar la scurt timp se sinucide. În primul joc din anul 1992, Earthrealm deja a pierdut 9 din cele 10 turnee, iar povestea ne duce din nou în Earthrealm. După ce soția lui Shao Kahn a murit, acesta vrea să cucerească acest tărâm și îl folosește pe vrăjitorul Shang Tsung, dar din păcate turneul este câștigat de Kung Lao și Earthrealm scapă din nou. În Mortal Kombat 2, Shang Tsung creează un turneu fals ce se va ține în Outworld, pentru ca Shao Kahn să-i confrunte în persoană pe luptătorii din Earthrealm. De data aceasta, Outworld pierde când Liu Kang câștigă acest turneu. În Mortal Kombat 3, Shao Kahn o aduce la viață pe Sindel, având posibilitatea să ajungă din nou în Earthrealm, pentru a-și putea împlini profeția, dar și de data aceasta Liu Kang câștigă. În Mortal Kombat 4, Shinnok împreună cu Quan Chi merge în Edenia și o răpește pe Sindeia și pe prințesa Kitana, fiica lui Shao Kahn, și încep un război împotriva tărâmului Earthrealm și a Raiului, dar este din nou învins de către Liu Kang. În Mortal Kombat Armageddon, Deadly Alliance și In Deception, povestea este un pic mai complicată, dar în Deadly Alliance Shang Tsung se aliază cu Quan Chi și în Deception aceștia se trădează unul pe altul. În anul 2011 apare Mortal Kombat 9, ce încearcă să reinventeze povestea din primele 3 jocuri, când Liu Kang câștigă turneele, dar când nimic nu s-a schimbat, lui Raiden îi este trimisă o viziune în care Shao Kahn îl va ucide. Încercând să repare greșelile din trecut, Raiden ajunge să-l confrunte pe Shao Kahn, dar din păcate Liu Kang, sătul de greșelile lui Raiden, îl confruntă și este ucis. Cu ajutorul zeilor cei bătrâni, Raiden primește puterea necesară să-l învingă pe Shao Kahn și să-l ucide odată pentru totdeauna. Povestea continuă în Mortal Kombat X și în Mortal Kombat 11 și vă sugerez să le jucați ca să vedeți ce se va întâmpla. Sper că ați înțeles ce este Mortal Kombat și în curând va apărea filmul făcut de Warner Bros. Ce va fi lansat în luna aprilie. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să dați subscribe, like, share. Până data viitoare, salut!